Hello tuturor și bun găsit în Derail Valley Overhauled! În acest episod vom învăța cum să dăm viață și să punem în mișcare acest monstru de fier. Este vorba, desigur, despre locomotiva pe aburi disponibilă în Derail Valley. Este una dintre cele trei locomotive disponibile în joc la data filmării acestui vid, de reținut faptul că jocul se află încă în stadiul de Early Access, deci încă nu este terminat. Devii lucrează activ la îmbunătățirea experienței de joc și probabil și la introducerea de conținut nou, așa că s-ar putea, nu am o confirmare, dar s-ar putea, pe măsură ce developmentul va continua, să vedem mai multe locomotive adăugate. Desigur, această locomotivă intitulată CH282 ca număr de serie, observați că scrie aici Derail Valley Company 1938, este singurul model pe bază de apă și cărbune și, bineînțeles, antrenată de puterea aburului din joc la ora actuală, celelalte două modele fiind mult mai moderne și fiind diesel. Dar mi-am propus să vă fac un tutorial ce vă avertizez încă de pe acum, se va lungi destul de mult pentru că este o mașinărie foarte temperamentală, extrem de complicată de înțeles și de utilizat corect și va trebui să ne lungim, așa că luați-vă popcornul, luați un loc și, ei bine, haideți să-i dăm drumul. În primul rând, modelul acesta este în primul rând, modelul acesta este, e bine, un model pur fictiv, dar dacă ne uităm cu atenție, evident putem trage câteva paralele ca design ce îl apropie foarte mult de celebrele Union Pacific, acei monștri glorioși ai căilor ferate ce le-au dominat odinioară. Configurația roților este de tipul 282, în esență are două roți în față, folosite doar pentru ghidaj, da? 8 roți uriașe, motoare, ce sunt de aproape de înălțimea unui om. Observați, cam ăsta este nivelul ochilor și cam asta este roata. Deci sunt absolut uriașe și încă două roți, tot de ghidaj în spate, situate undeva la nivelul cabinei mecanicilor. Aceste roți motoare sunt antrenate de către acești cilindri, doi cilindri absolut imenși, evident, ce sunt antrenați în mișcare de forța aburului creat prin, evident, prin fierberea apei în interiorul acestui boiler uriaș, iar procesul de fierbere se face prin arderea cărbunelui. Cărbune și apă depozitate în acest tender uriaș ce are la rândul său 8 roți. Da? Deci tenderul are o greutate la gol de reținut de 50.000 de kilograme, deci 50 de tone și are 8 metri lungime, iar locomotiva are 100.000 de kilograme, deci în total avem locomotivă și tender cu o greutate de 150 de tone, iar locomotiva are o lungime de 13,15 metri. Pentru un monstru de genul ăsta, nu vă lăsați păcăliți, nu este deloc lentă, ba chiar dimpotrivă, încercând să o joc și încercând să îi lămuresc ifosele, pentru că este deosebit de temperamentală, mi-am dat seama că, e bine, mecanicii de modă veche ce mi s-a părut la vremea respectivă că romanțau aceste bestii de fier și ce se hrănesc cu jeratec, se adapă cu apă și sfornăie pe nări aburi sub presiune, extrem de fierbinți, aproape de acești monștri mitologici, cum îi descriau ei. Ei bine, nu este o hiperbolizare, sau, mă rog, tehnic vorbind este, dar este acea descriere mult mai apropiată de realitate decât puteți crede, pentru că bestia asta
dacă nu știi să te porți cu ea, te poate omorâ foarte ușor. Prin două moduri distincte. Ori te lasă în drum, ori scapă de sub control foarte ușor și există posibilitatea foarte probabilă să deraiezi. Nu se numește Derail Valley de pomană în jocul ăsta. Există posibilitatea extrem de probabilă să deraiezi și să-ți închei într-un mod complet prematur și tragic ilustra carieră de mecanic de locomotivă pe aburi. Este un monstru și vă voi arăta cum să-l porniți și sper să vă arăt de asemenea și cum să îl controlați eficient. Acum, în primul și în primul rând, înainte să-l punem în mișcare, deci în momentul ăsta locomotiva poate fi considerată oprită. Nu există niciun fel de presiune în boiler, focul evident nu e făcut, dar fiindcă nu iese niciun fel de fum, deci trebuie să facem focul și să creăm presiune în boiler și să-l punem în mișcare. Dar primul și primul lucru, trebuie să ne urcăm aici pe tender și să verificăm nivelul cărbunelui și nivelul apei. Tenderul, ăsta este rolul lui, să transporte rezerva de cărbune pentru locomotivă și bineînțeles are aici în spate și un uriaș rezervor de apă ce evident ține apa pentru a alimenta boilerul și pentru a o evapora în aburul de care are nevoie bestia asta ca să respire. Nu vă fie teamă, nu este vorba de fisiune la mijloc aici, nu a aruncat nimeni niște pastile de uranium sau ceva de genul ăsta. Nu știu de ce devii au decis să lumineze cu această strălucire, cel puțin ciudată, apa din tender, dar probabil că au făcut acest lucru, a fost un exercițiu de design menit să ușureze constatarea nivelului apei. Evident, dacă făceau totul pesne aici înăuntru, nu aveai de unde să știi care ți-e nivelul apei și nu vă lăsați păcăliți atât conducând chestia asta, vei consuma foarte mult cărbune și mai multă apă. Dacă vedeți aici, deși evident nivelul apei este absolut full, este până în buza spațiului acestea de încărcare, puteți vedea aici că avem un fel de riglă ce va indica nivelul de consum al apei odată ce, e bine, nivelul acesteia va începe să scadă. După ce vom face niște manevre, probabil vom avea un nivel mai redus al apei în acest rezervor și ne vom uita la finalul vidului pentru a putea observa clar diferența. Până una alta, haideți să închidem chestia asta. Dacă veți consuma și mai mult ca sigur că veți consuma apă și cărbune folosind jucăria asta, puteți trage aici într-unul din spațiile de servisare multiple disponibile în diferitele stații ale acestui de pe harta acestui joc și puteți folosi stația asta pentru a vă servisa locomotiva. Aveți aici inclusiv posibilitatea să reparați vehiculul pentru că se va strica atât prin accidentări cât și prin, evident, prin utilizare, se vor deteriora frânele, roțile, chestii de genul ăsta și veți avea posibilitatea să o reparați și să o alimentați și cu apă, cărbune sau diesel în funcție de ce model de locomotivă aveți. Vom vorbi mai în detaliu despre mecanicile de bază ale acestui joc într-un episod viitor. Era să zic într-un viitor anterior. Dar deocamdată, haideți să ne concentrăm asupra punerii în mișcare a acestui monstru. În sfârșit, suntem în cabina de comandă. În acest joc, trebuie tu personal să îndeplinești atât funcția de mecanic cât și de fochist. În realitate, în mod normal, aceste locomotive erau conduse de către un echipaj format din doi oameni, mecanicul, ce și avea postul de lucru aici în partea dreaptă a cabinei și care dispunea de toate comenzile necesare, comenzi pe care le vom parcurge imediat, necesare pentru a controla vehiculul, da? Pe frână, accelerație în esență și cutie de viteze, atenție, pentru că, da, știu, vi se poate părea ciudat să zic așa, dar nu vă lăsați păcăliți, această locomotivă este un model pe bază de cutie manuală de viteze și vom vedea imediat și de ce zic lucrul acesta. Iar în partea stângă a cabinei avem postul fochistului, a cărui treabă era mult mai delicată și mai cerebrală, aș putea spune, decât pur și simplu lopătarea cărbunelui de aici din tender în sobă.
Asta poate face oricine, doar că pentru aceste locomotive Focistul avea rolul deosebit de important de a controla acest balans delicat al generării și utilizării de presiune a apurului în boiler, pentru că în niciun caz nu vrei ca presiunea să depășească valorile maxime posibile, dar în același timp nu vrei să generezi prea puțină presiune și să riști să rămâi în drum, mai ales în condiții de urcat la deal, la munte, în pantă, chestii de genul ăsta. E o situație deosebit de periculoasă, deci în esență rolul Focistului este să genereze exact atât de multă presiune cât îi trebuie pentru moment mecanicului în funcție de nevoile necesare pentru zona respectivă a căii ferate, a drumului, da? Și rolul ăsta este deosebit de important și este un balans deosebit de delicat, pentru că nu e vorba doar de suprapresiune a boilerului, este vorba și de conservarea pe cât posibil a resurselor. Atenție, pentru că această locomotivă, dacă nu ești foarte atent, poate consuma în draci atât cărbune cât și apă într-un mod extrem de puțin eficient. Și nimeni nu vrea lucrul acesta. Important este să o hrănești exact cu cât îi trebuie ca să-ți faci treaba cu ea, să nu să risipești resursele astea fără sens. Și, e bine, acest lucru poate fi făcut doar printr-o muncă de echipă extraordinar de bine sinergizată între cei doi membri ai echipajului. Doar că în Dural Valley nu există Focist. Eu voi avea sarcina de neinvidiat de a îndeplini atât rolul de Focist cât și rolul de mecanic. Acum nu știu dacă vor avea intenția Davis să suplimenteze jocul și cu un Focist controlat de AI ulterior, cum se întâmplă în Train Simulator, de exemplu. Dar ținând cont că acest titlu și-a început cariera și este încă considerat în special un joc VR, probabil nu se va întâmpla lucrul ăsta. Comenzile sunt ușor simplificate față de realitate, astfel încât dacă ești dispus să-ți bați capul cu chestia asta, poți controla eficient, deci este perfect jucabil jocul, locomotiva asta, chiar și de unul singur, atât partea de ce ține de atribuțiile mecanicului, cât și partea ce ține de atribuțiile Focistului. Acum, haideți să mai întâi să explicăm în mare cam care sunt suprafețele de comandă și ce înseamnă toate indicatoarele astea, pentru că este necesar să le știți dacă vreți să folosiți corect drăcia asta, după care vom face un foc și vom începe să construim presiune în sistem și vom vedea cam cum se joacă un pic cu monstrul ăsta. Bun, în esență, haideți să mai întâi să vedem ce înseamnă toate cadranele astea. În primul rând aici avem vitezometrul. Vitezometrul este gradat în kilometri la oră și de asemenea este gradat până la viteza maximă de 120 de km la oră. Dar nu vă lăsați păcăliți, probabil deja ați observat dacă mi-ați văzut videoul anterior în care chiar am făcut un test de accelerație 0-100 pentru drăcia asta. Și dacă mi-ați urmărit acel vid, probabil ați rămas surprinși. Dacă nu, vă invit să vă duceți pe canal să vă uitați, pentru că, hai să-i spunem așa, te poate surprinde. Nu te aștepți de la o locomotivă pe bază de aburi atât de veche să se miște atât de bine. Și da, se mișcă foarte bine și asta te poate surprinde și dacă nu ești pe fază, s-ar putea să scape de sub control și să se ducă cu bine peste 120 de km la oră, dar nu cred că vei apuca să te bucuri de chestia asta prea mult, pentru că probabil înainte să atingi valoarea aia vei fi deja aruncat în decor de raind, știi? Deci, da, trebuie avut foarte mare grijă. Acum, manometrele astea două reprezintă presiunea în circuitul de frânare. Avem aici rezervorul auxiliar ce, e bine, e utilizat numai pentru nevoie de urgență, în cazul în care rămâi fără presiune în boilerul principal, și avem aici și presiunea în sistemul de frânare propriu-zis,
ăsta, de manometrul ăsta te vei folosi în cea mai mare parte a utilizării normale a vehiculului, a trenului. Și ce îți va arăta presiunea atât sau utilizarea presiunii în bari, atât pentru nevoile locomotivei, cât și pentru nevoile de presurizare a sistemului de frânare pentru întregul tren. Evident, locomotiva generează presiune în circuitul de frânare pentru toate celelalte vagoane, cele care după ea, da? Nu au sistem de frânare independent vagoanele celelalte. Și ca toate celelalte mecanici ce sunt disponibile în acest joc, și sistemul de frânare se comportă exact cum te-ai aștepta să se comporte în realitate. Trebuie să zic că Dire Valley are un model extrem de realist pentru mașinăriile sale și pe măsură ce vom parcurge jocul ăsta vom vedea din ce în ce mai multe exemple de genul ăsta. Deci toate mecanismele astea se comportă în mare cam cum te-ai aștepta să se comporte și în realitate. Aici avem indicatorul ăsta este pentru nivelul nisipului, bineînțeles că avem și nisipar, nu știu dacă este corect să-i spun așa, dar așa îi voi spune, măsurat în metri cubi și v-ați prins trăgând de această manetă, arunci nisip pe șine în fața roților pentru a genera mai multă frecare și, pe bine, pentru a avea tracțiune mai bună în condiții de demaraj în pantă, chestii de genul ăsta. Aici avem două, de fapt trei, indicatoare ce sunt gândite pentru a fi monitorizate în mod constant împreună, și anume avem aici presiunea boilerului principal măsurată tot în bari, până la o valoare de 18 bari se duce. Mai jos, imediat sub el, avem în esență un termometru ce măsoară temperatura cuptorului în care arde cărbunele. Este un indicator ce eu cred că este ignorat de foarte, foarte mulți playeri și eu zic că este probabil cel mai important indicator al acestei locomotive, imediat după indicatorul de presiune în boiler. În esență, în funcție de valoarea arătată aici, poți să-ți dai seama cam în ce etapă a generării sau a negenerării de presiune te afli. Și bineînțeles, aceste două valori lucrează direct sau invers proporțional cu indicatorul ăsta, ce este indicatorul nivelului de lichid. Atenție, nu în rezervorul tenderului, ci în rezervorul locomotivei, în boilerul propriu-zis. Acum, indicatorul ăsta nu reprezintă întregul nivel al apei în boiler. Reprezintă, dacă nu mă înșel, nivelul cam între 60 și 85-90% din nivelul total al boilerului. Deci dacă apa din acest indicator ajunge aici în vârf, observați că acum se află undeva la mijloc, asta nu înseamnă că boilerul este plin și că va da pe afară, ci că evident este peste 85-90% full, iar dacă scade sub acest nivel, asta nu înseamnă că ai rămas fără apă în boiler și că va exploda, ci pur și simplu că este sub o valoare de genul 60%, nu mai țin minte valorile exacte, scuze, le-am citit, dar nu le mai știu acum pe moment. Deci undeva sub 70-60%, asta înseamnă că ar trebui să completezi cu apă, pentru că în realitate dacă scădea nivelul apei în boiler sub 50%, exista un pericol foarte, foarte probabil să-ți crape boilerul și să-ți explodeze, dar, sau evident, dacă țineai boilerul full, plin de apă, vreau zic, exista pericolul să refuleze, mă rog, erau cu totul alte probleme. Acum, în această etapă a dezvoltării acestui simulator, din câte știu eu, nu este simulată. Aceste două situații de urgență nu sunt simulate, deci jocul nu îți va exploda locomotiva sau ceva de genul ăsta dacă nu ai grijă de apă în boiler. Dacă o lași să scadă prea mult, probabil nu vei mai genera presiune și atâta lucru. Dacă o lași să se umple prea tare, nu se va întâmpla nimic nefavorabil. Dar în caz că până la urmă vor implementa și aceste componente în această simulare, este bine de știut că e bine să-ți
să-ți menții nivelul apei undeva în jumătatea superioară a acestui indicator. Deci de undeva de aici din vârf până la nivelul din mijloc, după care ar fi bine să completezi din nou cu apă. Și vom explica imediat exact cum se poate face acest lucru. Bun. Ca suprafețe de control avem aici, bineînțeles, fluierul, ce nu funcționează, evident, dacă nu are presiune în sistem, în boiler. Aici avem reverserul, ce este în esență cutia de viteze. Deci observați că are grila asta aici în partea dreaptă. În momentul în care indicatorul ăsta este în punctul central al grilei, asta ce înseamnă? Înseamnă că ești în punctul mort, ești în neutru. În esență, dacă împing de maneta asta, care în esență este accelerația, exact ca o pedală de accelerație se comportă, cu cât o apeși mai mult, cu atât bagă mai multă, folosește mai mult combustibil pentru a antrena pistoanele în mișcare, da? Mai mult abur. Iar acest reverserul, această manetă controlează, sau această roată controlează, e bine, treapta de viteză în care te afli. Observați că în afară de punctul mort avem două gradații, una în sus și una în jos. Dacă te duci pe gradația de sus, asta înseamnă că parcurgi treptele de viteză, dacă îmi permiteți această analogie cu un autovehicul. Treptele de viteză față, iar dacă parcurgi în jos chestia asta, atunci parcurgi treptele de viteză spate. Acum, cum sunt folosite aceste trepte de viteză? E bine, în primul rând, haideți să vedem exact cam ce înseamnă treptele astea de viteză. E bine, dacă dăm la maxim înainte roata asta, atunci observați gradația asta de ultima gradație din partea de sus, asta înseamnă echivalentul treptei întâi. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că folosește toată presiunea pe care o acorzi în cilindru pentru a antrena întregul cilindru. Asta ce înseamnă? Înseamnă că sacrifică viteza în favoarea cuplului pentru a trage, pentru a porni de pe loc și pentru a antrena în mișcare trenul. Pe măsură ce viteza crește pentru a folosi cât se poate de eficient presiunea aburului, ei bine, trebuie să începi să crești treptele de viteză, să parcurgi în mod progresiv plaja treptelor de viteză, exact ca la un autoturism, astfel încât să începi să sacrifici cuplu în favoarea vitezei. Da? Astfel, cu cât te îndrepți spre centru, deci observați, cum ar fi dacă sunt în treapta a doua sau în treapta a treia, sau în treapta a patra, practic are 4 trepte de viteză față și 4 trepte de viteză spate. Asta ce înseamnă? Înseamnă că va introduce o cantitate din ce în ce mai mică de abur în piston doar la începutul cursei pistonului, nu pe toată durata de activitate a pistonului, da? A mișcării pistonului. Și asta înseamnă că poți conserva, bineînțeles, aburi, presiunea aburului, folosind-o mult mai eficient odată ce locomotiva este pusă în mișcare. Acum, toată funcționalitatea acestui reverser sau acestei cutii de viteze, exact ca și la un autoturism, dacă vreți, este direct dependentă de greutatea pe care o tragi după tine. Dacă ai, să zicem, în spate un tren de, nu știu, un tren extrem de lung, foarte, foarte greu, încărcat cu foarte multe chestii grele, atunci, evident, trebuie să pornești în treapta întâi ca locomotiva să dea randament suficient. Și odată ce te pui în mișcare, ajungi, să zicem, la 20 km la oră, începi și retrogradezi până ajungi la o valoare cu care ți este comod să nu consumi nicio tonă de aburi și să te deplasezi eficient. Dacă să zicem că pornești doar locomotiva, fără niciun fel de vagon, da, în spatele ei, atunci poți porni și într-o treaptă superioară de viteză, de exemplu în treapta a treia sau chiar și a patra sau chiar te poți duce și spre neutru sau a cincea, dacă vreți, dacă o pot numi așa,
pentru că este perfect ok, dar fiindcă nu lucrează în sarcină. Deci cam așa se folosește chestia asta. Mai departe avem aici cele două pârghii ale sistemului de frânare, cei doi robineți, probabil ar fi mai corect să spunem. Acesta cu acest cilindru, este cilindru, nici nu știu ce e chestia asta. Deci mânerul mai mic este frâna independentă, frâna locomotivei, ce frânează doar roțile locomotivei și care este frâna ce o folosești în majoritatea cazurilor când vrei să faci schimbări rapide de control a vitezei de deplasare. Și din simplu motiv că o poți cupla și decupla la intervale rapide de timp, dat fiindcă represurizarea acestui sistem se face relativ rapid. Acum, maneta aceasta mai mare este a frânei de tren. Aceasta, exact cum îi spune și numele, e frâna principală și are efect asupra întregului tren. Este frână folosită în general pentru a opri trenul și este o frână ce odată activată și dezactivată se represurizează extrem de încet. Cu cât ai trenul mai lung, cu atât se represurizează mai greu. Asta ce înseamnă? Înseamnă că pentru a obține la loc valoarea de 6 bari în acest indicator și pentru în moment în care, tehnic vorbind, frânele sunt decuplate, deci fără presiune în sistemul de frânare, frânele rămân cuplate. Cu sistemul de frânare presurizat, atunci frânele pot fi considerate decuplate și trenul pus în mișcare. Este o metodă probabil contraintuitivă la prima vedere de a folosi sistemul de frânare, dar este o metodă sigură, pentru că dacă pierzi presiunea în sistemul de frânare sau și mai grav presiunea în boilerul principal, atunci frânele se cuplează automat și îți țin trenul pe loc. Deci eu în momentul ăsta, dar fiindcă n-am presiune nici în boiler și nici în sistemul de frânare, locomotiva nu este pornită, nu pot, este înfrânată în momentul ăsta, deci nu o pot folosi sub nicio formă, da? Nu pot, n-aș putea, nici dacă aș veni cu o altă locomotivă și aș remorca-o, foarte greu aș putea să o pun în mișcare și probabil aș strica-o, dar fiindcă va rămâne înfrânată. Deci, maneta asta este folosită pentru a frâna doar locomotiva și pentru a face frânări rapide de control a vitezei în deplasare, iar această manetă este folosită pentru a opri întregul tren și trebuie să o folosiți foarte atent pentru că, evident, după ce o folosiți, trebuie un timp destul de îndelungat pentru a se decupla. În esență, cam asta este ideea. Ăsta este controlul nisiparului. Evident, aruncă nisip pe șine pentru a crea aderență roților. Iar acesta este, maneta asta este, în esență, controlează fluxul de aer ce intră din exterior în cuptorul cărbunelui pentru a crește temperatura la care acesta arde. Vă voi explica imediat cum trebuie folosită chestia asta, pentru că este un mecanism destul de complicat de stăpânit. Acum, ușa asta, dacă o dăm la o parte, evident deservește soba propriu-zisă, cuptorul. Avem aici deja ceva cărbune strâns, putem să-i dăm foc și putem genera un foc. Nu va fi nevoie să completez pentru moment. Completarea cărbunelui se face, evident, cu această lopată. Ei, în general, pardon, sunt suficiente cam 5 lopeți pentru a umple complet cuptorul. Nu întotdeauna este necesar sau util să faceți lucrul acesta, vă voi explica imediat și de ce. Dar deocamdată avem circa 3 lopeți de cărbune acolo, deci putem să
să-i dăm foc cu acest Zippo. Se dă foc foarte ciudat, pur și simplu arunci bricheta acolo. Și observați că a început să ardă, dar nu vă speriați, bricheta nu se duce nicăieri, a rămas în inventarul meu. Cum că, evident, focul a început să ardă, putem închide un pic ușa. Și observați că temperatura cuptorului a început să crească. Odată ce trece de valoarea de 200 de grade, practic apa începe să clocotească și începe generarea de presiune în sistem, observați. Consumând, evident, apă în boiler. Deci vom deschide maneta asta denumită injector și vom introduce mai multă apă în boiler. Rolul injectorului exact ăsta este. Controlează cantitatea de apă ce permite să intre din rezervorul tenderului în boilerul locomotivei, nu? Acum, cuptorul a început să ardă destul de ok. Observați că presiunea se îndreaptă spre 400 de grade Celsius, pardon, temperatura, iar presiunea a început să fie generată destul de eficient. Bun. Până își generează presiunea, observați că a început să iasă un fum destul de ok. Haideți să terminăm cu prezentarea comenzilor principale. Acum, aici în partea asta avem următorii robineți ce controlează următoarele lucruri. Avem water dump, ceea ce înseamnă că scurge apă din boiler, dar nu o scurge pe jos, ci o bagă la loc în rezervorul tenderului, dacă n-ai nevoie de atât de multă apă. Asta este steam dump, ce cu scop demonstrativ vă voi arăta, practic elimină presiunea aburului prin niște fante, prin niște da, fante sau ceva de genul ăsta de eliminarea presiunii laterale, da? De o parte și de alta a locomotivei. Acesta este foarte interesant, este vorba de blower, în esență este un ventilator antrenat tot prin forța de presiune și care suflă aer din exterior în sobă. Acest lucru generează pe termen scurt o cantitate de mult mai mare de căldură, dar îți arde mult mai rapid rezervele de cărbune. Deci dacă folosești chestia aia, evident că vei fi nevoit să-l opătezi ca un disperat cărbune în sobă și, sau în cuptor, dacă vreți să-i ziceți așa, și nu este întotdeauna cel mai indicat lucru, pentru că esența acestei mașinării este să-ți folosești resursele cât se poate de eficient. Nu întotdeauna este foarte indicat, dacă n-ai nevoie de presiune, să generezi extrem de multă temperatură sau o temperatură extrem de mare. Și aici intervine chestia asta, trebuie foarte, foarte atent pe parcursul exploatării acestui vehicul să controlezi nivelul temperaturii în cuptor. E cel puțin la fel de important cum este și nivelul presiunii. Acum, odată ce presiunea în boiler a depășit 6 bari, observați că frânele și-au atins temperatura, pardon, și-au atins presiunea, scuze, dar nu este ușor de explicat toată chestia asta. Și-au atins presiunea optimă de degajare. Deci, în momentul ăsta, ați auzit fâsâitul ăla, dacă iau frâna de tren, în momentul ăsta trenul are frânele degajate. Deci, eu dacă apăs accelerația în acest moment, observați că locomotiva se pune în mișcare. Foarte, foarte încet, pentru că sunt într-o treaptă de viteze relativ înaltă, sunt în treapta a treia și nu am chiar foarte multă presiune, observați că începe să scadă deja că o utilizez. Dar
A început să se miște. Punem frână și am scos deja trenul din din garaj. Da? Acum, ce se întâmplă cu presiunea? Presiunea nu se duce nicăieri dacă nu o folosești. Nu, să nu vă imaginați că dacă rămâi fără temperatură optimă în, în cuptor, presiunea scade pur și simplu în 2 timp și 3 mișcări și gata, rămâi fără presiune și nu, nu, nu vă lăsați păcăliți de, de această preconcepție și băgați ca animalul cărbune în sobă, pentru că nu faceți decât să mergeți în detrimentul vostru. Cu cât băgați cărbune inutil în sobă, cu atât generați temperaturi din ce în ce mai mari și cu atât consumați mai mult cărbune, ce va genera și apă, bineînțeles, ce va genera nevoie constantă de a lopăta cărbune aici ca disperatul și nu vei mai apuca să faci nimic altceva. Deci trebuie să te concentrezi la drum, în primul rând, mai ales că nu ai focist, și în al doilea rând trebuie să-ți menajezi consumul de, de resurse. Deci, în esență, trebuie să generezi exact atât de multă presiune cât ai nevoie pentru moment. Am mai completat acum un pic nivelul apei și cum am relativ puțină presiune în sistem, va trebui să mai bag niște lopeți de cărpune aici. Hai să băgăm 3 lopeți, ceea ce zic eu că ar fi suficient pentru moment, și observați cum temperatura imediat începe să crească. Astea 3 lopeți ar trebui să ajungă undeva până la, pe la 300-400 de grade temperatură până vor fi consumate și vor, va începe temperatura din nou să scadă, ceea ce va duce presiunea în boiler undeva pe la 12 bari, ceea ce este suficient, mai mult decât suficient, este presiunea optimă pentru o operare convențională, nu? Bun, dacă vrem să facem, să accelerăm proceteul ăsta, atunci îi dăm blower-ul, deschidem și începem să suflăm aer peste cărbuni și observați cum crește temperatura. Bineînțeles, blower-ul folosește destul de multă presiune a aburului, deci trebuie avută foarte mare grijă în păstrarea unui balans eficient și deja observați că temperatura începe să dea înapoi. Pentru că deja cărbunii au fost stinși de forța mare a aerului. Asta ce înseamnă? Că trebuie să mai lopătăm niște cărbune acolo pentru a continua să antrenăm procesul generării de căldură. Deci dacă folosești blower-ul și folosești practic cărbunii într-un mod ineficient, asta ce înseamnă? Înseamnă că va fi un procedeu de termen scurt de generare de căldură, nu vei genera aburi într-un mod eficient și va trebui în mod constant să consumi atât apă cât și cărbune pentru a încerca să te menții pe linia de plutire. Asta înseamnă că, evident, în, pe termen lung, pentru o exploatare de durată normală a locomotivei, nu este bine să folosești blower-ul, ci este bine să lași în mod complet natural. Deja am ajuns la 600 de grade, probabil în scurt timp va începe să dea înapoi temperatura, nu? Urcă peste această valoare. Deci nu este bine în general să forțezi blower-ul. Ce este în esență? Este un turbo. Funcționează exact cum funcționează o mașină cu motor turbo, da? Folosește o resursă a motorului, în cazul unui autovehicul este vorba de gazele de eșapament, în cazul acestei mașinării este vorba de presiunea în aburi din boiler, pentru a sufla forțat aer peste cărbuni și a-i forța să ardă la un nivel de temperatură mai ridicat. Doar că asta este o soluție complet neeficientă și pe termen lung nu servește decât, evident, decât, nu merge decât în detrimentul utilizării pe termen lung. Este o soluție gândită pentru a genera o temperatură ridicată și a genera suficient de mult abur cât să pui în mișcare locomotiva, iar odată antrenată în mișcare poți folosi, dacă dorești să faci lucrul acesta în loc de boiler, această manivelă, ce la viteză
practic deschide niște fante exterioare ce captează aerul din exterior odată ce ești pus în mișcare și îl suflă peste cărbuni. Efectul este același ca al blowerului, numai că nu folosești presiunea aburului pentru a genera o temperatură superioară, ci folosești aer de afară, deci aspirat natural, dacă dorim. Dacă doriți să, ziceți, să faceți această analogie, comparativ vorbind cu un motor pe combustie internă. Și observați că deja am atins nivelul maxim de presiune în boiler și a început supapa de evacuare de urgență de aici de sus să arunce o parte din presiune în atmosferă, astfel încât să nu îți explodeze boilerul. Deja am depășit valoarea de 18 bari. Pentru că, evident, temperatura am forțat-o până spre 800 de grade Celsius și de-abia acum începe să scadă. Dacă vrem să facem lucrul acesta, să accelerăm chestia asta, consumând presiune, atunci putem sufla aer. Și putem accelera, da, fiindcă nu am mai băgat cărbune, răcirea cărbunilor, da, practic consumul cărbunilor și va începe să scadă atât presiunea în bari, cât și temperatura. Odată ce ajunge în jurul valorii de 200 de grade Celsius sau sub această valoare, ați auzit această sonerie, asta îți arată, îți indică jocul, faptul că temperatura în cuptor nu mai este la o valoare suficientă cât să creeze presiune. Deci putem închide blowerul. Observați aici că evident presiunea a mai scăzut folosind blowerul, consumă destul de multă presiune a aburului. Iar acum focul chiar s-a și stins. Wow! L-am consumat pe absolut tot. Asta nu este un lucru ideal, să-ți stingi singur focul, dar în mod normal n-aș face așa ceva, n-aș folosi blowerul și n-aș nu m-aș juca atât de cu niște valori atât de exagerate ale managementului aburului și a cărbunelui, dar sper că v-am demonstrat niște chestii relativ utile. Acum, haideți să vedem cum am mai introdus niște ceva apă în boiler și haideți să vedem cum se poate negocia chestia asta într-un mod relativ practic, da? Cum poți crea și menține o temperatură și o presiune constantă astfel încât să-ți poți exploata locomotiva într-un mod relativ practic. În primul rând, dat fiindcă avem deja aproape presiune full în boiler, nu are sens în momentul ăsta să fac un foc foarte puternic, voi mai băga doar o singură lopată ca să prind aici. Și ne aruncăm zipo-ul la loc pentru a porni chestia asta. Bun. Acum probabil va crește un pic temperatura, astfel încât ventilez un pic de abur ca să am de unde pune la loc. Ok, 15 bari e bine. Focul arde destul de ok. Și, în esență, cam cum trebuie făcut managementul ăsta. Cel mai important lucru în exploatarea acestui vehicul, asta este managementul cărbunelui și apei. Nu trebuie să bagi ca disperatul cărbune în sobă pentru a-l arde. Trebuie să bagi exact atât de mult cărbune cât ai nevoie de moment sau pentru ce urmează. Dacă să zicem că știi că ești pe traseu și urmează să consumi mai mult abur decât de obicei, pentru a urca la deal, de exemplu, atunci e bine să mai arunci vreo 2-3 lopeți acolo ca să începi să generezi temperatură. Dacă mergi în linie dreaptă și ai suficient, o presiune suficientă a aburului, cum avem noi în momentul ăsta, atunci este bine să ții cam în valoarea asta temperatura cuptorului, adică nici stins să fie, dar să-l menții în jurul sau sub 200 de grade Celsius pentru a nu genera excesiv de multă presiune și a nu, până la urmă, chiar dacă are supapa aia de evacuare de urgență, tot înseamnă o irosire ineficientă
resurselor, da? Pentru că aburul îl degajă în atmosferă dacă ai prea mult abur, da? Dar nici prea puțin, undeva peste 12 bari, să fie, pentru că altfel, dacă o calci, riști să rămâi rapid fără abur și să-ți dea locomotiva în nas, da? Cam asta este chestia. Iar de la această rozetă, intitulată Fire Out, exact asta face. Stinge focul, aruncă apă din boiler peste cărbuni și îi stinge imediat dacă dorești să oprești complet focul. Bun, acum că am terminat cu această explicație extrem de lungă, scuze dacă v-am plictisit, dar mie mi se pare interesant, sper să vi se păru și vouă. Haideți să punem un pic drăcia asta în mișcare și să vă arăt cum puteți naviga locomotiva asta folosind foarte, foarte, foarte puține resurse, strictul necesar. În esență, este un vehicul mare, enorm, e incredibil de greu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să profitați de momentumul mașinăriei. Cu atât mai mult dacă aveți vagoane în spinare. E un vehicul care, chiar dacă îl lași fără accelerație să meargă în virtutea inerției, nu va sacrifica viteza absolut deloc, decât dacă se află în urcuș la deal. Deci, în linie dreaptă, pentru o exploatare normală, după ce ți-ai atins viteza dorită, aici, pe vitezometru, o poți lăsa fără accelerație, fără să mai consume aburi, și ea își va ține viteza fără probleme. Ăsta este secretul. Secretul exploatării este să fii prudent când nu ai nevoie de performanțe, să fii foarte, foarte prudent cu consumul aburului și cu generarea aburului. Nu genera și nu consuma mai mult decât este nevoie, iar chestia asta se poate face prin experiență și nimic mai mult. Acum, hai să-i dăm drumul să ne plimbăm un pic. Ținând cont de faptul că, ei bine, avem de tras doar locomotiva, nu are și garnitura de tren după ea, putem să începem într-o treaptă relativ înaltă. Hai să rămânem în treapta a treia, exact cum e aici. Voi lua pur și simplu frâna. Ați auzit fâsul ăla, acum locomotiva nu mai este înfrânată de absolut nimic și îi dăm un pic de accelerație. Ușor. Momentumul este prietenul vostru. Nu trebuie să abuzați. Nu trebuie să accelerați în forță. Fiți cu ochii pe cadranul acesta. Observați că începe să mănânce din presiunea aburului. Dar în același timp ne punem în mișcare. Avem aproape 20 de km la oră. Îi mai dăm un pic de accelerație. Din aproape în aproape, lăsați-o să fie antrenată de momentumul său, da? De masivitatea sa. Să facă treaba, propulsia pentru voi, da? Deja aproape 40 la oră. Putem să mai reducem un pic dreapta. Și observați și voi cum se duce odată ce a pornit. 40 avem acum. Ne mai dăm un pic. Am redus dreapta de viteză. Și avem deja 60 la oră. Acum pot lua accelerația. Nu mai consumăm absolut deloc presiune. Și, pardon, scot tot felul de prostii. Mai pot arunca vreo două lopeți. 70 la oră pe segmentul ăsta. Pun un pic de frână de locomotivă, să-i reduc un pic viteza. Și uitați-vă cât de frumos merge. Temperatura deja a crescut, a început să creeze din nou presiune în sistem. Dacă am nevoie să cresc rapid temperatura acum că sunt pus în mișcare, încep și introduc aer din exterior ca viteză suficientă. 100 de km la oră maxim aici, pe tronsonul ăsta.
și observați cum crește temperatura în mod în regim forțat, dar fiindcă exact același lucru ca și blower-ul face maneta asta, doar că introduce aer din exterior și evident e folosită doar în cazul în care ai o viteză, da, peste 30 la oră, să zicem. Pentru că dacă nu ai viteza vântului din exterior, nu poți trage aer și îl băga aici, da? Și uitați-vă cât de frumos generăm presiune. Elegant, fără bătăi de cap. Viteza se menține, că suntem în linie dreaptă. A scăzut un pic, dar nu foarte mult. Dacă vreau, imediat pot crește viteza. Te mai ieși afară. Asta e complicat la locomotiva asta, că de afară poți vedea, asta e foarte interesant, poți vedea pe fereastră vitezometrul și de aici te poți uita să vezi exact indicatorii ăștia. Iar am rămas cu o temperatură ce nu produce presiune, dar avem 12 bari. Este suficientă. 120 acum. Hai să îi mai dăm încă o lopată aici. Să mai generăm un pic de și niște apă. Și priviți cât de frumos urcăm în viteză. Hai să punem un pic de frână. Frâna de locomotivă. Observați cât de ușor se decuplează. E la fel de eficientă ca frâna unui autoturism. Și haideți să oprim acum să vă arăt și frâna de tren. Observați cât de multă presiune, cum scade presiunea. Da? Și chiar dacă eliberez acum frâna de tren, observați și voi cât de greu represurizează sistemul ca să poată să îmi deblocheze frânele. Deci frâna de tren nu este o frână pe care o folosești în mod uzual. Asta este clar. Bun, și am ajuns la stop. Vreți să vedeți cum demarează? Destul de spectaculos, zic eu. Hai să vedem. Deci, treapta întâi. Eliberăm. Cu scârț am plecat. Uitați-vă și voi cum scade presiunea. Și deja ne ducem spre 100. Deci e un monstru. Cât a durat? Cred că demarează mai rapid ca un autoturism. Cel puțin în varianta asta din joc. Nu știu cât de realistă e toată faza, dar la cum e reprezentată, imediat cât ai pocnit din degete s-a și dus la 100. De fapt am și cronometrat-o, am făcut deja un video și l-am postat în legătură cu demarajul 0-100, puteți să vă duceți rezultatul, nu este extraordinar de precis, dar a fost impresionant. Dar bineînțeles, nu vei face acest lucru în utilizare normală, ca să pleci într-un mod complet civilizat, băgăm treapta a patra și doar un pic trebuie să îi dai, hai că poate suntem un pic la deal, băgăm treapta a treia. Un pic accelerația abia apăsată. Creștem un pic treapta. Creștem un pic și accelerația. Ușor. Civilizat. Și
Și deja suntem la 40 la oră. Și ne ducem spre 60. Și acum trebuie să pun un pic de frână, că urmează un macaz. Ce părere aveți despre jucăria asta? Este că e absolut glorioasă? Eu zic că este. Și acum am frânat-o total. A rămas fără presiune în ăsta, deci trebuie să-i mai dăm niște lopeți. Fiți atenți aici. 3 lopeți îi dau. Și folosim blower-ul. Privesc cum crește temperatura. Dacă ai nevoie de temperatură. E exact ca un turbo pentru mașină. Bineînțeles că arde imediat cărbunele. Deci dacă ne uităm aici, cred că puteți... Da, vedeți cu ochiul liber cum scade nivelul. Cum este simulat. Da, îți cere o tonă de... Mai dăm 2 lopeți. Și ne uităm. Ia uitați cum o ia. Generează mai multă presiune decât consumă blower-ul. Repet, funcția blower-ului este suplinită odată ce ești pus în mișcare de maneta asta care lasă aer să vină din exterior. E aspirat natural, practic. Ia uitați, 600. Hai să vedem până unde se poate duce. Îi mai dăm 3 lopeți. 800. Trebuie niște apă. Mai dăm 2 lopeți. Ăsta înseamnă turbo. Crește presiunea. Pardon. Lopata am nevoie. Și am ajuns la... Am ajuns la aproape la 1200 de grade, iar ăsta se duce rapid, rapid spre 18 bari. Deci, cam asta înseamnă dacă ai nevoie de degenerare rapidă. Dar, bineînțeles, asta înseamnă că și consumi o tonă de apă și de cărbune. Observați, imediat cum nu am mai lopătat cărbune, a început să scade temperatura. Și, bineînțeles, asta este... Wow, deja trebuie să degajez niște presiune de aici. Arată spectaculos. Trebuie să recunoașteți. Asta este... Ăsta mi-e screenshot-ul pentru thumbnail. Arată absolut spectaculos când degajă presiune. A, și bineînțeles fluierul. Foarte tare. Foarte tare. Asta este... Asta e natura bestiei. Locomotiva cu aburi din Derail Valley SH-282. Esența... Priviți și voi pistoanele astea cum sunt. Imense. Astea antrenează. Aici se face jocul. Se transformă puterea aburului în forță mecanică ce antrenează roțile astea uriașe. Și avem, bineînțeles, nivelul calitativ al simulatorului este absolut superb. Deci, uitați-vă și voi amortisoarele. Sunt prezentate și frânele sunt. Absolut superb mod. Nu mod, de fapt, joc. În esență. Bun, și cam asta este glorioasa locomotivă. Sper că a fost un tutorial, scuze dacă a fost plictisitor, a fost prima mea tentativă de a explica cum funcționează o bestie de genul ăsta. Sper că v-a fost util și că v-a plăcut.
Dacă da, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja pentru a fi la curent cu cele mai recente video ale acestui canal. Voi mai face conținut din Dirrell Valley, Devii au fost destul de drăguți încât mi-a dat o cheie de review să le testez și să le fac conținut din jocul lor și voi profita de această oportunitate pentru a vă prezenta acest simulator superb și să oprim și apurul că am scăzut destul de mult presiunea. Vom face mai mult conținut în care vom explica și cum funcționează jocul acesta în sine, pentru că este un joc deosebit de interesant și de bine făcut din punctul meu de vedere. Dar pentru moment vă las cu cunoștințele necesare pentru a opera eficient această monstruozitate tehnologică bazată pe forța aburului din altă eră. Un monstru mecanic din altă eră. Și sper că v-a plăcut și sper că v-a fost utilă această prezentare. Țineți minte doar atâta lucru în momentul în care jucați jocul ăsta sau orice alt joc în care aveți de-a face cu o locomotivă cu aburi. Nu faceți greșeala să exagerați cu generarea de căldură și de abur. Asta este tot ce trebuie să țineți minte. Dacă vă conservați resursele și le folosiți cu discernământ, veți avea mult mai multă puțină bătaie de cap, iar mașinăria voastră va fi mult mai productivă și mai ușor de controlat și vă va oferi mult mai multă satisfacție. Nu intrați în capcana de a supraalimenta bestia asta, pentru că dacă îi dai, va tot cere și nu vei mai scăpa de această corvoadă. Vă mulțumesc mult pentru atenție și până la data viitoare vă doresc multe călătorii plăcute și numai bine. Bye bye!